La nivelul județului Sibiu, infracționalitatea sesizată în primul semestru al acestui an a crescut cu 12% față de aceeași perioadă a anului trecut. Tiberiu Ivancea, șeful IPJ Sibiu, spune că infracțiunile informatice sunt cele care au avut o pondere mai mare, în timp ce infracțiunile grave se află chiar sub statisticele anului 2019, iar infracțiunile informatice s-au petrecut din cauza pandemiei. Numărul patorilor de pe secțiile ATI COVID din județul Sibiu va fi suplimentat. Decizia autorităților fiind luată în urma creșterii numărului bolnavilor care ajung în spitale. Astfel, în următoarele 7 zile vor mai ajunge 10 paturi pre-ATI în unitățile sanitare din județ. În prezent, în județul Sibiu există 38 de paturi ATI pe secțiile COVID. Sibienii au parte de un nou serviciu de ride-sharing, chiar în orașul lor, asta fiindcă începând de miercuri, Uber intră pe piața din Sibiu. Toți șoferii Uber sunt licențiați pentru a transporta pasagerii în siguranță către destinațiile lor, flota din Sibiu fiind formată din aproximativ 70 de autoturisme. Urmăriți știrile zilei pe oradesibiu.ro.